găsit, sunt Natalia Ghiță și vă invit la sinteza săptămânii. Iată care sunt principalele subiecte. Vineri, Republica Moldova a rămas fără guvern. Proaspăt întoarsă dintr-o deplasare de la Bruxelles, Natalia Gavrilița și-a dat demisia. I-a dat de înțeles că nu se mai bucură de susținere politică. În doi timp și trei mișcări, Maia Sandu i-a găsit înlocuitor. E vorba de consilierul său pe probleme de securitate, Dorin Recean. O mare parte dintre miniștrii guvernului Gavrilița se vor regăsi în componența propusă de Dorin Recean. Lista ar urma să fie făcută publică în zilele următoare. Cel puțin asta ne-a declarat deputatul PAS, Radu Marian. Alesul poporului mai spune că Natalia Gavrilița, chiar dacă a demisionat, va rămâne în echipa formațiunii și va pune umărul la dezvoltarea țării. Integrarea europeană, reforma justiției, stimularea economiei și a securității sunt câteva dintre prioritățile enunțate de deputați la început de sesiune. Și opoziția și-a schițat mai multe obiective. Care sunt acestea, vă spunem în câteva momente. Natalia Gavrilița și-a dat demisia. Anunțul a fost făcut vineri de șefa cabinetului, care a dat de înțeles că nu se mai bucură de susținere politică. Chiar și așa, aceasta a spus că va rămâne alături de partidul de la guvernare, unde are funcția de vicepreședintă. După ce și-a ținut discursul înșirând realizările guvernului, Natalia Gavrilița a plecat glonț, fără a răspunde la întrebările jurnaliștilor. Ca de fiecare dată m-am convins că Republica Moldova are mulți prieteni la Bruxelles și suntem așteptați în Uniunea Europeană cu brațele deschise. Dacă guvernul ar fi avut acasă aceeași susținere și încredere pe care am simțit-o de la partenerii noștri europeni, am fi reușit să avansăm mai mult și mai repede. Dragi cetățeni, după un an și jumătate în fruntea acestui guvern, a venit timpul să anunț demisia mea din această funcție. Am preluat guvernarea cu un mandat anticorupție, pro-dezvoltare și pro-european, într-o perioadă în care schemele de corupție acaparaseră toate instituțiile, iar oligarhii se simțeau de neînvins. Am fost imediat puși în fața șantajului energetic, iar cei care au făcut asta au sperat că noi vom ceda presiunilor. Miza inamicilor țării noastre a fost că vom proceda la fel ca guvernările precedente, care au cedat active strategice, care au trădat interesul național în schimbul unor beneficii de scurtă durată. Nimeni nu și-a imaginat în 2021 că guvernarea PAS va trebui să gestioneze atât de multe crize generate de războiul masiv al Rusiei împotriva Ucrainei. Plec de la conducerea guvernului cu sentimentul datoriei împlinite și cu inima împăcată. M-am implicat plenar în această misiune deloc ușoară, care mi-a fost încredințată de președinta Maia Sandu și de colegii de partid. Vă mulțumesc foarte mult! Ați spus că nu ați avut susținere. După aceasta, la nici 3 ore de la anunțul de demisie a guvernului, de parcă totul era deja pregătit, președinta Maia Sandu și-a anunțat un nou candidat pentru funcția de prim-ministru. Consilierul prezidențial pe probleme de securitate, Dorin Recean, tot el fost ministru de interne în guvernul Filat. Recean are la dispoziție 2 săptămâni să-și formeze cabinetul de miniștri și să-și elaboreze programul de guvernare cu care să meargă în Parlament pentru a obține votul de încredere. Doamna președinte, mulțumesc pentru încredere. Domnul președinte, mulțumesc pentru susținere. Voi procede imediat la formarea garniturii guvernamentale și acțiunile care sunt necesare pentru implementarea programului de guvernare. Dragi cetățeni, vom procede imediat la acțiuni pe 3 dimensiuni cele mai importante. Primul este ordinea și disciplina din instituții. Instituțiile trebuie să deservească cetățenii, trebuie să deservească mediul de afaceri. Da, există rezistență, dar vom depăși-o.
A doua dimensiune de intervenție rapidă este să avem o nouă viață pentru economie. Aceasta înseamnă să oferim mai multe resurse accesibile, în mod special pentru investițiile în domeniul de afaceri, în domeniul întreprinderilor mici și mijlocii, și asta este calea pentru ca să avem locuri de muncă, să avem salarii mai mari și să creăm bunăstare pentru fiecare dintre noi. 3. Pacea și stabilitatea. Trebuie să conștientizăm că de la al doilea război mondial încoace, suntem în cel mai înalt risc de provocări. Prin urmare, avem nevoie să consolidăm sectorul de securitate în așa fel încât toată lumea să se simtă în siguranță. Și dominanta programului de guvernare este integrarea europeană. Trebuie să accelerăm procesul de armonizare a legislației, trebuie să implementăm toate condiționalitățile, dar atent, nu de aceea că trebuie să bifăm, dar de aceea că asta este modalitatea de a asigura bunăstare în țară. Mulțumesc! Deși a apreciat efortul Natalei Gavrilița, totuși președinta a punctat că economia și securitatea au nevoie de o nouă viață. Iar noul executiv are sarcina clară de a crește nivelul de securitate al țării și să păstreze Republica Moldova în lumea țărilor libere. În continuare, sunt necesari pași fermi pentru a întări economia și securitatea țării. În Ucraina continuă un război crunt. Amenințările la adresa Republicii Moldova și tentativele de destabilizare rămân ridicate. Avem responsabilitatea de a proteja oamenii, de a menține pacea și ordinea în țară. Pentru a îndeplini aceste sarcini într-o perioadă de crize de durată, pentru a ne mișca înainte spre obiectivul nostru fundamental de integrare europeană și consolidare democrației, pentru a fortifica statul de drept, pentru a crește nivelul de trai în Republica Moldova, am decis că este necesar să accelerăm și să întărim eforturile noastre prin numirea unui nou guvern. Este o perioadă grea pentru toată lumea, iar sarcina noastră nu este doar să rezistăm, trebuie să ne dezvoltăm, să mergem înainte. Economia și securitatea țării au nevoie de o nouă viață. Noul guvern va trebui să crească nivelul de securitate al țării și să păstreze Moldova în lumea țărilor libere. Stimați reprezentanți ai mass media, dragi cetățeni, fracțiunea parlamentară a Partidului Acțiunii și Solidaritate a luat act de demisia doamnei prim-ministre, precum și de desemnarea noului candidat la funcția de prim-ministru de către președinta Republicii Moldova. Echipa Partidului Acțiunii și Solidaritate, colegii din Parlament, cu toții îi mulțumim doamnei Natalia Gavrilița pentru dedicația enormă de care a dat dovadă în această perioadă foarte complicată. Am găsit resurse să fim alături de oameni, am crescut pensiile, salariile, am reușit să identificăm bani și în acest an pentru compensațiile semnificative la căldură. O mare parte din miniștrii guvernului Gavriliță se vor regăsi în componența propusă de Dorin Recean. Lista ar urma să fie făcută publică în zilele următoare. Cel puțin asta ne-a declarat deputatul PAS Radu Marian. Alesul poporului mai spune că Natalia Gavrilița, chiar dacă a demisionat, va rămâne în echipa formațiunii și va pune umărul la dezvoltarea țării. Gavrilița rămâne alături de echipă și rămâne în PAS, în echipa de conducere, și va pune umărul în continuare la dezvoltarea țării și o să găsim o formulă foarte bună ca acest lucru să rămână. Și mă refer și la toți miniștrii, cei care rămân, cei care eventual nu o să rămână. Câți miniștri din garnitura doamnei Gavrilița se vor regăsi în guvernul Recean?
aici? Eu nu pot să vă dau cifre sau nume acum. În aceste zile discutăm acest aspect. Echipa guvernamentală și în câteva zile numărate, totul va fi foarte clar, dar ca să fie... scuze, clar, nimeni nu se ține de fotoliu și nimeni nu se ține de funcție, dar toți sunt gata să contribuie la dezvoltarea țării, la aderarea europeană în orice poziție sau funcție. Da, cine va avea dreptul să aleagă componența guvernului? Va decide strict domnul Recean sau partidul PAS îi va pune pe tavă și domnul Recean va fi nevoit să se conformeze? E un proces consultativ. Și desigur participă și partidul și președintele Republicii Moldova și candidatul. Noi suntem ghidați de intenția doamna președinte de a continua dezvoltarea Republicii Moldova și avem încredere în capacitatea ei de a propune și de a lua decizii. Cei 13 membri ai guvernului Gavriliță au depus jurământul pe 6 august 2021, după alegerile anticipate câștigate de PAS, cu o majoritate covârșitoare. Atunci, 61 de deputați ai Partidului Acțiune și Solidaritate au votat pentru investirea noului guvern. La scurt timp a lovit un nou val de COVID, iar executivul a trebuit să gestioneze criza pandemică. A urmat apoi criza gazelor. În toamna anului 2021, Gazprom a redus drastic livrările de gaze pentru țara noastră, iar negocierile pentru prelungirea acordului au durat aproximativ 2 luni. În această perioadă, Republica Moldova a primit volume de gaze din România, prin conducta Iași-Ungheni, și a făcut achiziții de gaze de pe burse, ambele în premieră. Războiul din Ucraina a generat noi probleme în țara noastră, criza de securitate economică și cea a refugiaților. Imediat după primele explozii, prim-ministra a mers în Parlament pentru a cere instituirea stării de urgență. Într-un an și jumătate de mandat, în guvernul Gavriliță a fost schimbați o treime dintre miniștri. Șirul demisiilor a început cu vicepremierul pentru reintegrare, Vladislav Kulminski, urmat de ministrul agriculturii, ministra mediului, cel al economiei, dar și ministrul muncii și protecției sociale. În locul lui Marcel Spătari, la cârma instituției a venit Alexei Buzu, care nu a reușit să activeze decât fix o lună. O demisie rușinoasă și întârziată, așa a calificat opoziția plecarea din funcție de prim-ministru Anatalie Gavriliță. Deputații Blocului Comuniștilor și Socialiștilor și Șor spun că demisia executivului nu este suficientă pentru a schimba lucrurile în țară și vor alegeri parlamentare anticipate. Din acest motiv, Blocul Comuniștilor și Socialiștilor a decis să nu participe la consultările de la președinție privind desemnarea unui nou prim-ministru. Am adus multe argumente de ce acest guvern trebuie demis. Atunci, regimul de guvernare cu spumă la gură a apărat acest guvern și a zis că este cel mai bun guvern în istoria Republicii Moldova. Și uitați-vă la o scurtă distanță, dânșii de fapt recunosc că acest guvern nu este capabil să soluționeze probleme ce există în Republica Moldova. Opoziția a calificat demisia executivului drept una rușinoasă și întârziată. Deputații de pe listele Blocului Comuniștilor și Socialiștilor s-au arătat nemulțumiți și de faptul că au primit invitația la consultările privind desemnarea unui nou prim-ministru cu numai 40 de minute înainte. Noi nu mergem la procedură mimată. Și noi pledăm în continuu pentru alegerile parlamentare anticipate. Nu s-a lăsat așteptat și comentariul lui Ilan Șor, care într-un filmuleț publicat pe pagina sa de Facebook a spus că demisia guvernului ar fi rezultatul protestelor organizate de fracțiunea pe care o conduce. Asta chiar dacă acestea nu au mai avut loc din noiembrie anul trecut. Должна быть не только отставка, но и посадка в тюрьму. И это обязательно произойдет. Посадка в тюрьму действующей власти за тотальное нарушение Конституции, закона, прав и свобод граждан. Наша с вами задача незамедлительно добиться оплаты коммунальных счетов правительством, населению за последние 3 месяца и сразу после досрочных выборов. De cealaltă parte, președintele Parlamentului a reacționat cu un mesaj de susținere pentru guvernul demisionar. Cu toții îi mulțumim doamnei Natalia Gavriliță pentru dedicația enormă de care a dat dovadă în această perioadă foarte complicată. Am găsit resurse să fim alături de oameni, am crescut pensiile, salariile,
Aceeași idee se regăsește și în mesajele miniștrilor din guvernul Gavrilița, care imediat după anunțul demisiei s-au grăbit să reacționeze pe rețelele de socializare. Demisia guvernului Gavrilița a fost inevitabilă. De această părere sunt mai mulți analiști politici din țară care afirmă că cei mai mari dușmani ai actualei guvernări au fost însă și exponenții puterii, dar și incompetența lor de a face schimbări. Pe de altă parte, analistul Anatol Țăranu crede că demisia Nataliei Gavrilița a fost o lovitură pe la spate, în condițiile în care în această săptămână prim-ministra se afla într-o delegație la Bruxelles. Bine, cele întâmplate deja se aștepta, s-a discutat despre acest lucru foarte mult, practic ultimele jumătate de an. Nu văd nimic grav pentru Republica Moldova, unele schimbări în guvern, dacă este necesitate. Era clar că acest guvern nu este un guvern anticriză, acest guvern era mai degrabă un guvern electoral și a fost destul de clar, adică că acest guvern trebuie să fie schimbat, să fie o echipă nouă cu unele viziuni noi. Analistul politic Ilian Cașu susține că pe durata aflării sale la guvernare, executivul condus de Gavrilița a gestionat incompetent problemele țării. Iată, eu fac diferența asta importantă. Că s-a ajuns la contor, să împarți lemnele din România și să faci postări pe Facebook, eu cred că asta este grupa pregătitoare la grădiniță. Lucrul ăsta este foarte simplu. Iată, să schimbi lucrurile în bine este mult, mult mai greu și ca cetățean asta este așteptarea mea de la nou guvern. Pe de altă parte, analistul politic Anatol Țăranu califică demisia Nataliei Gavrilița drept lovitură pe la spate. Doamna Gavrilița să-și dea demisia imediat după delegația pe care a avut-o la Bruxelles, ceea ce vorbește despre faptul că după toate probabilitățile nu se aștepta că va surveni această demisie. Sau, cel puțin, în caz dacă cunoaștea, păi delegația ei la Bruxelles era una greu de explicat. Care este sensul să mergi la Bruxelles în condițiile când vei fi demis a doua zi sau peste o zi? Deci există o anumită problemă la nivelul actualei guvernări și deocamdată nu cunoaștem toate amănuntele din simplu motiv că, iarăși, comunicarea guvernării este una deficitară. Mitropolitul Vladimir îl vede deja premier pe Dorin Recean și se roagă pentru iluminarea lui, chiar dacă acesta încă nu a primit votul de încredere a Parlamentului. Într-un comunicat de presă, Metropolia scrie că a luat act de desemnarea de către șefa statului a lui Dorin Recean în funcția de prim-ministru și își exprimă speranța că noul executiv va avea o activitate prodigioasă și inspirată în numele propășirii valorilor și intereselor poporului. Totodată, capul Bisericii Ortodoxe a scris că are speranța că va avea o deplină înțelegere și bună colaborare. Acum două zile, o rachetă rusească a survolat spațiul aerian al Republicii Moldova. Informația a fost confirmată de Ministerul Apărării după un anunț lansat pe internet de autoritățile din Ucraina. Racheta a fost detectată deasupra țării noastre la ora 10 și 18 minute. La scurt timp după incident, Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău l-a convocat pe ambasadorul rus Oleg Vasnetsov. Purtătorul de cuvânt al președinției ruse a declarat că nu comentează informația cu privire la acest caz. Залетівши в територію Одеської області, на територію Молдови, після 10-ї години ці ракети «Калібр», радіолокаційно спостерігалося дві ракети «Калібр», перетнули повітряний простір Молдови з Румунією, так, тобто залетіли на територію Румунії, і звідти знову вже в Чернівецьку область увійшли в територію України. Autoritățile de la București au negat însă survolarea spațiului aerian românesc. Ministerul Apărării de la Chișinău a confirmat însă că o rachetă a fost detectată deasupra Republicii Moldova la ora 10 și 18. Aceasta a zburat deasupra localității Mocra din regiunea transnistreană și ulterior deasupra localității Cosăuți din raionul Soroca spre Ucraina. La scurt timp, Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova l-a convocat de urgență pe ambasadorul Rusiei la Chișinău, Oleg Vasnetsov. Șeful diplomației Republicii Moldova, Nicu Popescu, a dispus convocarea de urgență la Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene a ambasadorului Federației Ruse la Chișinău, Oleg Vasnetsov, pentru a indica părții ruse încălcarea inacceptabilă a spațiului nostru aerian prin survolarea teritoriului suveran al Republicii Moldova din partea unei rachete rusești în cursul zilei de astăzi. Atacurile cu rachete asupra țării vecine afectează de
direct și negativ cetățenii țării noastre. Chemăm Federația Rusă să oprească agresiunea militară asupra țării vecine, care cauzează numeroase pierderi de vieți omenești și distrugeri materiale. Fostul ministru al apărării Vitalie Marinuța susține că în prezent țara noastră este vulnerabilă din punct de vedere al protecției antiaeriene, iar autoritățile de la Chișinău ar trebui să întreprindă măsuri de urgență pentru a proteja Moldova în cazul unei invazii. Ne rămâne doar să încercăm să avem unele aranjamente bilaterale cu România, spunem direct cu NATO, și totodată cu colegii noștri vecini Ucraina, care au sisteme de protecție antiaeriană deja destul de bune. Fiindcă altfel, cât n-am investi acum, noi nu putem foarte repede să dezvoltăm un sistem eficient de protecție antiaeriană. Nu este pentru prima dată când rachetele rusești survolează spațiul aerian al Republicii Moldova, în special raioanele de est. Mai mult, în urma duelurilor aeriene dintre ucraineni și ruși, părți de rachete au ajuns și pe teritoriul țării noastre. Primul caz a fost înregistrat la Naslavce, raionul Ocnița, iar ulterior fragmente de proiectil au fost găsite într-o livadă de la Briceni. Integrarea europeană, reforma justiției, stimularea economiei și a securității sunt câteva dintre prioritățile anunțate în această sesiune de primăvară a legislativului de către deputații majorității parlamentare. Și opoziția și-a trasat câteva obiective care sunt, vedeți în cele ce urmează. Anul 2023 va fi anul integrării europene. Este încrezătoare deputata PAS Doina German și colegii de partid spun că agenda majorității parlamentare va ține de dezideratul integrării europene. Sunt toate cele priorități care ne aliniem la parcursul nostru european. Modificările legislației pe partea juridică, pe domeniul economic trebuie să impulsionăm lucrurile ca să avem mai multe investiții, mai multe locuri de muncă în țară. În justiție, bateți pasul pe loc sau înaintați în reformă? În justiție, lucrurile merg așa cum trebuie să meargă. Comisia Preveting își face treaba. Mulțumit sunteți! Se putea și mai repede, dar lucrurile se mișcă. Așteptăm decizia Comisiei Preveting să vedem care vor fi rezultatele. O altă prioritate este stimularea economiei, spun unii aleși ai poporului. Principala noastră preocupare va fi și orientare, sarcină, creșterea economică. Cum o să o realizați? Prin întreprinderile mici și mijlocii, prin crearea de noi locuri de muncă, investiții, oferirea de granturi, suport financiar în economie, pentru că avem nevoie de economie. Și să putem să promovăm și tinerii, familiile, etc. De cealaltă parte, opoziția are o altă listă de priorități. Care vor fi prioritățile pentru bloc în această sesiune? Ce o să puneți accent? Пытаться противодействовать действиям ПАСа этого правительства по сохранению в стране кризисных явлений. Взаимодействие с гражданами, социальная политика, потому что, к большому сожалению, сегодня абсолютное большинство граждан находятся на грани выживания. Йонс Васпун, ce proiecte noi acum elaborăm, da, să aflați doar dumneavoastră, dar și procurorii. De ce? Mie nu-mi trebuie, da? Lasă fie așa un fel de secret. Prima ședință plenară din sesiunea parlamentară de primăvară a avut loc săptămâna trecută. Recent, deputații au decis că ședința Parlamentului se va desfășura odată la două săptămâni. Miracole și drame în Turcia și Siria. După zile întregi de căutări, salvatorii scot de sub mormanele de moloz supraviețuitori. Cu toate acestea, bilanțul victimelor șirului de cutremure continuă să crească dramatic. Ultimele cifre indică peste 23.000 de morți. ONU avertizează că încă nu se poate estima amploarea dezastrului. Mii de supraviețuitori nu au apă, alimente și stau afară în cer. Între timp, în Siria a ajuns primul convoi de ajutoare. Bebelușul din imagine are doar 10 zile și a fost salvat după 90 de ore petrecute sub dărâmături în Turcia. Tot acolo un alt băiat și mama sa, care au fost prinși printre ruine timp de 103 ore, au fost scoși la suprafață de către salvatori. Președintele Turciei, Recep Erdogan, a vorbit despre tragedie ca fiind dezastrul secolului. Pe de
altă parte, în Siria, unul dintre supraviețuitorii dezastrului își plânge apropiații. Devastat de durere, bărbatul susține că și-a pierdut familia într-o secundă. Dramele nu contenesc în orașele grav afectate. În Siria, salvatorii au reușit să scoată viu un băiețel de 3 ani care și-a pierdut întreaga familie. Micuțul se află însă în spital după ce medicii au fost nevoiți să-i amputeze un picior pentru a nu-i pune viața în pericol. Între timp, la sirieni a ajuns primul convoi de ajutoare pentru circa 5.000 de oameni, iar directorul general al Organizației Mondiale a Sănătății a anunțat pe contul său de Twitter că este în drum spre Siria. Statele Unite au anunțat că vor oferi Turciei și Siriei un ajutor de 85 de milioane de dolari și au cerut lui Bashar al-Assad să permită intrarea ajutoarelor în țară. În orașele afectate, salvatorii continuă să caute primul los după supraviețuitori, dar speranțele sunt tot mai reduse la mai bine de 4 zile de la primul cutremur. Frigul scade șansele de supraviețuire ale celor care nu au fost uciși de prăbușirea clădirilor. Ieri, salvatorii moldoveni plecați în misiunea din Turcia au reușit să salveze un copil de 3 ani. Angajații IGSU au evaluat 6 clădiri rezidențiale, unde au fost depistate 4 victime, 3 dintre care sunt decedate. Potrivit seismologilor, cu tremurele din Turcia și Siria, se află pe locul 7, în topul celor mai mortale dezastre naturale din acest secol. A cerut prejudicii morale de 1 milion de lei pentru că a fost persecutată politic timp de 3 ani, dar și pentru daunele provocate reputației de judecător. Este răspunsul avocatei președintei Curții Constituționale la întrebarea TV8 despre pagubele cerute de domnica Manole în procesul intentat contra Ministerului Justiției. Comentariul apărătorului vine după ce instanța i-a dat dreptate magistratei, obligând statul să-i achite 800.000 de lei. În ceea ce mă privește pe mine ca parte a unui proces civil, proces civil în instanța de judecată, eu nu doresc să comentez o hotărâre a instanței de judecată. Aș sugera să așteptăm hotărârea motivată. Domnica Manole a joc și nu ne-a răspuns la întrebarea de ce și cum a fost calculată suma de 800.000 de lei. Inițial i-a cerut despăgubiri în valoare de 1 milion de lei, deși nu a fost reținută sau arestată. Avocata magistratei susține că Manole a fost persecutată politic. Prejudiciul moral se estimează de cel care cere. Și este estimarea făcută de el pornind de la pretențiile și de la suferințele și de la emoțiile pe care le-a trecut și de la din postura pe care o avea dânsa în situația în care a fost terferită, mă scuzați de expresie, reputația și călcată în picioare pe parcursul a 3 ani de zile. Pe de altă parte, procurorul Eugen Rurac, care s-a ocupat de caz în 2016, consideră că decizia este una ilegală, iar cuantumul despăgubirilor este exagerat de mare. Și asta pentru că articolul 3 din legea numărul 1545 privind modul de reparare a prejudiciului cauzat prin acțiuni ilicite ale organelor de urmărire penală, ale procuraturii și ale instanțelor judecătorești stipulează că acțiunile procesuale pentru care poate fi despăgubită persoana sunt reținerea, perchezițiile, arestul, măsuri speciale de investigații și etc. Domnica Manole nu a avut nicio măsură de constrângere și nu a fost supusă vreunei limitări în drepturi, nici măcar nu i-a fost interzis să părăsească țara, susține Rurac. Acesta atrage atenția asupra faptului că judecătorul a utilizat noțiunea de tragere ilegală la răspundere penală, ceea ce nu corespunde prevederilor codului penal, care stipulează că răspunderea penală presupune condamnarea persoanei, pe când domnica Manole a fost achitată în dosar. Decizia cu privire la achitarea prejudiciilor din contul statului a fost luată ieri de judecătoria Chișinău, sediul centru. Domnica Manole s-a ales cu dosar penal în 2016, atunci a fost învinuită de procurori că a dictat hotărârea ce a obligat Comisia Electorală Centrală să organizeze un referendum, fiind influențată de liderul de atunci al platformei DA. Întâmplător sau nu, procurorul Eugen Rurac și-a retras acuzațiile la scurt timp după schimbarea guvernării, iar Manole a fost achitată.
Deși a promis că până la Revelion blocul numărul 3 va fi pus în funcțiune, termoelectrica n-a reușit nici până acum să se țină de cuvânt. Între timp, costul reparațiilor a ajuns deja la 7 milioane de lei. În schimb, întreprinderea vrea să scumpească agentul termic. Noul tarif pe care insistă este cu 800 de lei mai mare și îl motivează prin faptul că prețurile nu au fost ajustate din octombrie. Cererea este depusă, este argumentată, țin cont că începând cu 1 octombrie s-au majorat prețurile la gaze naturale care sunt în vigoare și în prezent. Iar la calculul prețului la energie electrică, produse de termoelectrică și respectiv tariful pentru energie termică, la momentul respectiv s-a luat în calcul prețul mediu pentru anul 2022. Termoelectrica vrea să scumpească energia termică cu aproximativ 800 de lei pentru o gigacalorie. Asta înseamnă peste 3656 de lei față de 2854 cât plătim în prezent. Nu am reușit să aflăm câte gaze și câtă păcură folosește acum termoelectrica, ci doar că păcura este utilizată la blocul energetic numărul 2 care produce căldură, asta în timp ce cazanele care generează electricitate funcționează cu gaze. În ultimele luni, defecțiunile la termoelectrica se țin în lanț. În ianuarie a fost oprit blocul energetic numărul 2 din cauza unei probleme la conductele cazanului, iar acum acesta este singurul funcțional. La finele săptămânii trecute, blocul numărul 1 a fost oprit, iar cel cu numărul 3 nu a mai fost repus în funcțiune din noiembrie, asta deși conducerea întreprinderii dădea asigurări că la 1 ianuarie acesta va fi pornit. Acum ei explică întârzierea prin faptul că scoaterea conductelor în afară este un proces mult prea complicat. Noi am contactat producătorul, am primit schița de proiect, am executat la 90% toate lucrările de repozare. Deși s-a stabilit că principala cauza a scurgerilor din cele trei conducte a sistemului de răcire este metalul care s-a uzat de-a lungul timpului, experții din comisia care a examinat cauza defecțiunii cred că o parte din vină aparține și firmei care le-a instalat acum mai mult de 40 de ani, adică o companie din Federația Rusă. Problema este cu producătorul, știind că au mai fost accidente, incidente, deranjamente este similare în alte orașe, nu l-a luat și nu a actualizat. Protocoalele să-mi spună la toți care sunt clienții lor, băi, oameni buni. Uitați-vă, s-au întâmplat așa incidente. Când mai faceți lucrări de reparație, atrageți atenție, trebuie să mai faceți și asta, și asta, și asta. Lucrul ăsta nu a fost producătorul, nu l-a făcut. Și când s-a făcut căietul sarcini, întreprinderea nu are de unde să știe ce lucrări suplimentare sunt mai bune. Administrația întreprinderii spune însă că nu are pretenții față de compania Hurus, care a înlăturat în toamnă o altă defecțiune care nu avea nicio tangență cu țevile de răcire. Pentru aceste lucrări, termoelectrica va plăti aproximativ 1,6 milioane de lei, pe lângă cele 5,4 milioane plătite anterior. Cert este că aceste lucrări de reamplasare a conductelor vor trebui făcute și la celelalte două generatoare, iar asta înseamnă alte cheltuieli. Lanțul acestor defecțiuni în serie poate fi oprit doar construind blocuri energetice noi, spun reprezentanții Ministerului Infrastructurii, deși autoritățile au deja un proiect în acest sens. Implementarea lui va dura cel puțin 5 ani. Doamnelor și domnilor, acestea au fost informațiile despre care am reușit să vă spunem astăzi. Rămâneți pe TV8, urmează Cutia Neagră Plus cu Mariana Rață. Să aveți o seară liniștită!